eu sunt băbuș și azi facem make-up student. Adică, trebuie să ne pensule. Nu pensule colorat, ci de make-up. Revenim. Ok, am revenit. Nu ziceam așa, dar... Ok, facem make-up student. Cum v-am promis la două like-uri, facem make-up student. Și facem make-up student. E chestia că facem și partea a doua, pentru că dacă strângem vreo... Nu știu câte like-uri. Dar niciun like. La 3 like-uri fac make-up student, partea a doua, dar altfel de make-up, pentru că eu și mai bine, în sensul meu, vreau. Și da, să începem la treabă. Vedem cu ce începem. Ok, nu ziceam persoana asta, dar vedeți că unghia asta e foarte mare de la destul mic și astea sunt foarte mici și e foarte mare. Ok. Deci, o să fac ordine și revenim. Ok, am revenit. Pentru că mi-am dat seama că apăsam tot pe butonul ăsta să pornească filmare, dar nu mergea. Și eu eram gen, hai să filmăm de chestia asta. Și gen, a trebuit să vedem, ok, da. Ok, deci, ok. Mai întâi înceapă o bază, e foarte importantă baza, rozul care l-am folosit și ăla cu natural. Revenim. Ok, prieteni, am revenit, am dat cu fountain. Ok. Și vreau să dau, să dăm pe cu acest fard. Știu că va fi dat, dar asta. Ok, revenim. Yay! Gata. Fac un pic. Altul putem să continuă și noi. E de clipul. Și după mi-am dat un video pentru că mi-a căzut la un video în pic și la el nu mă sunt la încă. Așa arată. Și care arată. Doamne, doamne. Și da, din... ce să mai zic. Ok, deci, acum. Știți că se pune ceva în colț aici, în colțul ochilor. A, facem și noi asta. Ok, am revenit. Mi-am pus un pic. Așa, și acum o să ne facem cutiți de liner. Dar pentru că eu nu am eyeliner, folosesc, o să folosesc negru ăsta. Revenim. Cred că o să fac doar o dungă așa sau să fac o mini așa. Sau dacă nu iese, nu iese. În sfârșit am reușit să-mi fac o decele astea. Deci, nu vă spun cât am stat. Am stat aproape 15 minute să-mi fac. Știu că nu sunt la fel, dar scuze. Am încă n-am făcut cu eyeliner-ul. Ok. Așa, și da. Acum ne facem contouring-ul. Ok, revenim. Aca! A revenit. L-am pus în mâna asta. De contouring. Și o să luăm ăsta. Pentru că tot e popular.
Nimm den Becher. Si occupa con tu ringulla, no. Sempre come de macchina. Ah, ok. Adesso facciamo un mini sì, voglio fumare e venire. Ok. Clapcom se lo mestico il blenduin e venire. Ok, non tocca la blenduin fatti diventare. Ok, acum alegem un lus, pentru că am... Da, pentru că nu sunt eu cu rujelele marea... Ok, marea fan a rujurilor, o să mă dau cu ta. Bribu. Ok. Ok. Deci acesta este make-up-ul de party. Deci vreau să vă spun că vreau să facem a doua parte pentru că acolo chiar o să vă învăț ceva pentru că o să fie și mai distractiv și o să încerc să fac și mai multe chestii și bla 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 bla. Deci, hai să ne amintim ce am făcut. Deci, prima dată am dat cu un fard negruț. Aia, nu, deci am aplicat o bază. După aia am pus culoarea. Ne-am făcut două codițe care nu au ieșit bine, dar le lăsăm. Ne-am făcut ceva pe pomeți și contouring-ul aici și cu un ruj foarte natural pe care mie îmi place. Ok, dacă v-a plăcut acest videoclip, nu uitați să puneți like, să vă abonați, să apăsați clopoțelul și să lăsați un comentariu cute și o să vă dau inimioară. Vă pupii, pa!